Și-a găsit liniștea în brațele unei femei după mulți ani de zbucium, însă zvonurile legate de viața amoroasă a lui Florin Salam curg valuri, potrivit presei mondene. Celebrul artist și-ar fi încercat norocul și cu alte domnișoare, înainte să se decidă că vrea să o ducă la altar pe Roxana. Florin Salam iubește cu patimă, exact ca și atunci când cântă. Și asta se vede cu ochiul liber, mai ales de când în brațele lui a ajuns Roxana Dobre. Hai să învățăm oamenii ce înseamnă iubirea. Însă la doar câteva zile după ce Florin Salam a mărturisit că o va duce pe frumoasa brunetă la altar, presupusele lui pretendente au apărut ca ciupercile după ploaie. Potrivit spynews.ro, apropiații manelistului au mărturisit că Florin ar fi încercat ceva mai serios și cu Raluca Macovei. A cerut-o de soție, dar, din motive necunoscute, relația lor nu a mai mers. Cea de-a doua femeie pe care Florin ar fi pus ochii a fost o puștoaică din Ploiești, pe care se pare că Betty nu ar fi plăcut-o deloc. Nu i-a plăcut deloc de Oana. Nu știu exact ce era între ele, dar Salam a renunțat fără niciun fel de comentarii la fata aceea brusc. Și spre fericirea lui Florin Salam, fata lui Betty chiar se bucură pentru fericirea lui. Mă înțeleg bine cu Roxana. Vorbim și dacă tata este fericit, este tot ce contează. Este prima femeie pe care ne-o prezintă, așa este. Și ăsta este un pas important. După mai bine de 6 ani. A avut sufletul zdrobit și nimeni nu reușea să-l facă fericit pe Florin Salam, până când Roxana l-a vindecat. Clipele care le trăiesc eu acum, cu mulți ani în urmă, le trăiam. Drumul până la inima brunetei a fost dureros. Era un obstacol foarte greu pentru mine.